Unde ne ducem? Unde ducem? Unde ne... Dar de ce ai făcut așa? Cu ăsta m-a pus. Cu ăsta m-a pus. Dacă te pune să-mi dai mie un băț din ăsta peste fund, îmi dai? Înțelegeți ce zic? Cu puțin România! Noroc, cu puțin noroc de seară, România! Umblăm cu ele pe stradă. Asta e bâta care e mai lungă la bază. Bună seara! Trei iezi cu cuiezi îi batem pe olandezi. Pentru telespectatorii noștri care au deschis televizorul mai târziu, trei iezi cu cuiezi îi batem pe olandezi. Mare om ești. Chiar asta am vrut să spun, mi-ai luat cuvintele din gură. Păi, na, pur și simplu. N-aș vrea să știu unde le-ai băgat, dar știu de unde le-ai scos. Stimați telespectatori, grobianismul din mine se, ca să zic așa, erigează și devine... se sublimează până la esență. România! Asta e tot ce mai pot să spun în aceste condiții. S-au dus, Doamne iartă-mă, ani de lecturi, ani de cugete, ani de liceu, cu emoții la română, scumpii, ani de liceu. S-au dus fix în trecutul meu. Frumoasă a fost asta și a fost și pe bune, așa, deodată. Vedeți spontaneitatea asta care mă omoară pe mine. Astăzi vom vorbi despre lucruri de care ne este oroare. De care, vorba lui Mircea Badea, lucruri care ne provoacă repugnă. Să nu spuneți asta niciodată singură acasă. De exemplu, Mircea, dacă nu-i place de tine, îți spune, îmi provoci repugnă. Sau îmi faci repugnă în cazurile cele mai grăbite. Stă-te bine cu fularul după gât. Da, da. Culoarea, știi, te... Cum să mă întinerea? De-aia, nu, mă. Te deschide, nu... n-am spus. Stai puțin, că pot să pun acest frumos plasticuț. Așa. O să vă intereseze cu siguranță care sunt lucrurile pe care le urăsc eu din suflet. Urăsc hăinuțele, trențișoarele, cârpițele, magazinele de cârpițe. În general, gestul de a lua... Dar de ce mă îmbrac eu în tricolor în timp ce vorbesc despre asta? Mă vede Vadim, mă pune la revisă. Deci, hai. Am din patriotism și din dragoste pentru fotbaliștii noștri. În nopțile lungi de iarnă, în timp ce mănânc floricele de porumb, 500 de calorii pe 100, mă gândesc la gestul pe care îl fac de obicei femeile, cu care am întotdeauna o problemă, în magazinele de hăinuțe. Și am să vă arăt imediat despre ce este vorba. Acum că s-a așezat și baletul. Yeah. Te rog eu frumos, fă tu ca umerașul. Eu intru în magazin, da? Urăsc chestia asta! Hey! De ce e datoare vânzătoarea să te suporte pe tine în timp ce tu vii? Asta este privirea de cumpărător. Vă rog să o verificați în momentele în care mergeți la cumpărător. Exact asta e. Adică ca și cum ai cântări cocoșul de aripi. De unde știu, o să mă întrebați? Știu pentru că bunica mea a fost vânzătoare la raionul de confecții. Și stăteam multe ore sub ghișeu, ghișeu fiind alcătuit din sticlă, și mă uitam, erau hainele peste mine, știi? Și vedeam multe priviri asupra mea, așa. Vedeai ca curca, așa, pe o parte. Privirea cumpărătorului este moartea. În schimb, când cumperi mâncare, e cu totul altceva. Da, e din prima. Înțelegi, intri, pac, da. Reducere, promoție. Da, promoție. Nu își băgăm în congelator. E cu totul altceva.
Deci te mai uiți la procentul de grăsime, iartă-mă, cât e, 12 sau 20? Aia la bulion nu se pune. Eu am o obsesie cu bulionul, cumpăr bulion în disperare. Vom vorbi astăzi despre fobii, stimați telespectatori. Data viitoare vom vorbi despre folii. Laviniei îi este frică, e frică să... Nu cumva să vadă vreun șarpe, ferească sfântă zi de astăzi, broaște și păianje. Vreți să vă povestesc ceva cu adevărat dezgustător, dar dezgustător? Da! Băi, dar e rău de tot. Da, da, da. Copil nebun, să povestesc lucrurile dezgustătoare care vin pe buze? Acest copil este foarte drăguț și foarte nebun, dacă putem să-l filmăm bine, dacă nu, uite! Pe el îl iubesc aproape la fel de mult ca pe Anda Adam, pentru că îl cunosc aproape la fel de bine. Deci copilul este foarte nebun, îmi aduce gâște leșinate. Aproape, aproape, să nu te fac geloasă. Am intrat într-o casă, nu era a mea, nici a unui prieten de-al meu, unde erau atât de mulți gândaci încât ieșeau și din întrerupătoare. Uite, vezi, de asta, cred că mi-e silă, nu mi-e frică. Înțelegi? Mi-e rău de la stomac. Și încerc să fac emisiuni frumoase pentru telespectatori. Hai să sărim la... Să sărim la șerpi, la orice. Șarpele mai bune, să faci pantofi din pielea lui. Andrei Adamu este frică de gândaci. Just my point! Exact despre asta este vorba. Pentru că de-aia, înțelegeți, ca să construiesc dramaturgic emisiunea, am vorbit despre gândaci, ca să trec la teama Andrei Adam. Înțelegeți, de-o treabă, de un șirte, o mărgărită, cu tare, Aida, are oroare de mers la cumpărături. Într-un fel, te înțeleg. Sunt la gând. Ea vine împreună cu Ovidiu, who's your daddy? Bună seara, bună seara. De ce veniți voi doi la pachet? Cum suntem la pachet? Chiar așa suntem livrați? Adică de ce? Cântăm de ce împreună, veni cu ea? Cântăm împreună o piesă, dar dacă observi, eu am o culoare din steag. Sunt o parte din steagul României. Oh. Iar eu mi-aș dori din suflet să fiu bățu. Înțelegeți ce vreau? Niciodată nu pot să le ai pe toate. Teo, nu, de fapt, știi, el este cu mine, dar ne-am pus așa ca să nu bate la ochii noștri, să vă asortați. Aoleo, ce noapte înnorată vei avea! Da, cu siguranță! Da, da. Cu schimbări bruște de temperatură și un front atmosferic dinspre sud. Și un fulger. Exact, exact, exact. Cine știe despre ce vorbesc, să ridice o mână. Mulțumesc foarte mult tuturor celor trei! Și pentru a avea o opinie de specialist asupra gradului de demență în care am ajuns, am invitat cea mai drăguță psihologă din lume, care face eforturi foarte mari să ne convingă că este majoră. Este Ana Maria Miuțu și este psiholog de adevăratelea cu acte regulă. Bună seara și bine v-am găsit! Deci ea are peste 18 ani. Ceea ce se poate verifica, nu-i așa, dacă ne întreabă cineva cu acte. Doamnelor și domnilor, asta este ideea. Vom încerca să tragem concluzii de la început, pentru că noi întotdeauna începem cu sfârșitul. La revedere, pe curând! Martor mie, Ovidiu, who's your daddy? Ca adevărata emisiune se petrece, stimați telespectatori, în pauză. În timpul pauzei au intrat copiii de la clasa 5-a A. Ne-am jucat frumos, ne-am cu tare Andrei Adam și-a pus fustele cap la propriu ca să ne arate cum e făcută fustița. Ne-a povestit cum trebuie ales stiulul, dar acum, uite, e rușine, dacă... Ai microfon? Are. Da, v-am arătat doar vouă, acum trebuie să... Păi nu, dar din gură putem să povestim și da, din sigur, gura așa zicea. Da, da, cu detalii și cu amănunte, sigur. Tiulul, cum trebuie să fie? Tiul. Mai, no, nu ai zis mai așa? Moale sau uite, mai tot? Eu cred că am... Că nu mi-ai zis așa. Am înțeles, eu cred că avem aici o specialistă în tiul. Tocmai mi-a făcut o declarație că ea este mare iubitoare de tiul și vorbea. Da, dar eu nu-l afișez, decât foarte rar. Înțelegeți ce zic? Și cu tiul ăsta ne-am adunat să vorbim astăzi despre lucruri de care ne e frică. Ne e frică, de exemplu, să mă vedem pe mine îmbrăcată în tiul. Știți că am fost? Vă jur, știți că am fost, dacă vă povestesc una, n-am povestit-o în viața mea, tare rău. Era pe vremea, imediat după Revoluție. Și hai, mi-o zis mama că mi-o da. Și vine mama fericită acasă cu o bucățică de material de rochi de miere. Atâta cât un timbru. Și strălucea foarte tare, aș putea spune ca oglinda. Strălucea tare de tot. A luat mama restul de 5 metri și când a desfăcut
materialul nu se putea purta pentru că la soare și la lună combinate te puteai uita, dar la mine, ba. Și mama a început să plângă. O să arăți ca omul de tinichea din Vrăjitorul de Noz. Nu o să se poată uita nimeni la tine. Ce dracu facem? Eu, fată deșteaptă, că mă știți că sunt de caracter, am zis luăm 10 metri de tiul și împachetăm oroarea. Astfel încât, în ziua cu pricina, m-am dus atât la starea cât și la resto, îmbrăcată, înfășată în tiul, de ziceai că sunt Tutankhamon la cererea familiei. Eu cred că strălucea frumos pe dedesubt. Strălucea pentru cei care se băgau dedesubt să fumeze o țigară. Care n-au fost 2-3. Dacă ea era strălucitoare și tiulul peste... Dacă tu știi despre ce vorbim... Dacă ea era strălucitoare cu tiulul peste, știu ce... Strălucea oricum. Strălucea, dacă ești și cu peste. Strălucește și cu peste și fără peste. Important e să... Nici o masă fără peste. Să revenim însă la Vilia. Bună seara, draga mea. Bună seara, bună seara. Una dintre piesele care pe tine te-au făcut celebră, împreună cu colega ta, desigur, la vremea respectivă, era Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică. Vorbeai serios? Pentru că eu, la vremea respectivă, te-am crezut. Să știi că mi s-a potrivit puțin piesa asta, pentru că am avut așa o perioadă în care mă gândeam la chestia asta, că mi-era frică să dorm singurică și o sunam pe mama și o rugam să vină la București. Dar acum am obișnuit, nu mai am această problemă. Să nu-mi spui că acum arăți dorm singurică, că te bat. Dar de aici până la Vâlcea. Spus și data trecută. Știi că eu nu sunt chiar tâmpită, arăt. Nu, vorbesc serios, dar nu e vorba de asta. Nu. A apărut acel... Doamne, doamne, care ne-am avut noroc. Las-o pe ea că se chinuiește. Dacă te uiți un pic la fetele cu care a venit ea, nu e nicio problemă. Am senzația că băieții Andei, înțelegi? Cu fetele tale, încep să se... Ia uite, uitați-vă ce e în spate. În curând o nouă generație. Avem niște probleme aici, Anda, trebuie să le rezolvăm. De ce mă se rezolvă? Cum îl cheamă pe turbatul al tău cu... Cosmin. Cosmin îl cheamă. Dar și de ce e așa turbat în ultimul timp? Mai turbat decât era înainte. De ce? Pentru că nu mai are splină. De atunci de la accident, nu? Exact. Era să mori. Și face precum turbatul, știi? Mânca la mama de frumos. Uite, vezi, fetele tale sunt în siguranță. Ai văzut ce mulți se iubesc ei doi, nu? Fetele noastre sunt siguranță. Cosmin e cu vărul. Da, da, e cu vărul. Cu vărul, da. Exact. Revenind însă. Așa. Deci nu a apărut acel prinț pe care îl aștept și eu, bineînțeles. Și atunci când va apărea, să știi că am să vin chiar cu el la tine la emisiune, bineînțeles dacă ne inviți. Vai de capul meu, vă invit de pe acum. Dar cum ar trebui să fie prințul ca să vină? Nu știu, că nu cred că este un prototip. Trebuie să fie chimia aia care adică, se formeze între tu fiind oameni. Acidul sau baza, ca să știu ce le dă sare cu apă. Eu cred că el trebuie să fie baza. Și tu trebuie să fii acid. Exact. Am înțeles. De ce de ce ai tu fobie? De ce ai tu, când vezi ceva, te... Păi spuneai tu mai devreme de șerpi, șopârle și iguane. Și am avut odată o experiență la un videoclip, chiar la acest videoclip, la Mi-e frică să dorm singurică, domnul Petre Năstase a adus vreo 5 șerpi, 2 iguane, niște tarantule, niște chestii de genul ăsta. Și mi-a spus în drum spre Hunedoara, că la Hunedoara am filmat, mi-a spus în spate sunt și animalele. Eu nu l-am crezut, bineînțeles, am crezut că face o glumă. Și când am ajuns acolo, a venit un domn de la cir și a spus, domnișoară, a venit rândul dumneavoastră să vă obișnuiți cu animalele. Zic, domne, ce animale? Șerpii vă așteaptă, colega dumneavoastră s-a obișnuit deja, s-au împrietenit, acum urmează să vă... Zic, domne, e o greșeală, ei nu cred așa ceva, nu se poate. Și într-adevăr așa a fost, au fost animalele acolo, dar au trebuit să filmeze separat, pentru că eu n-am putut să filmez. Dar colega mea a avut o... S-a împrietenit chiar bine cu șerpii, cu tarantulele, n-a avut nicio problemă. Marian, iar Petre Năstase... Pozele, le ai? Marian, într-un minut, așa, scuză-mă. Iar Petre Năstase, care era foarte viteaz așa, și îmi spunea că nu fac nimic șerpii și așa mai departe, când au venit șerpii spre el, că a avut un cadru în care a trebuit să filmeze șerpii și se apropiau șerpii, făceau, nu, lăsați șerpii, gata, opriți filmarea, gata. Da, deci am avut o experiență de genul ăsta. Într-adevăr, mi-e foarte frică, nu-mi place deloc. Dar ce, ți-e frică că o să se întâmple ce? Că o să, ori să te mănânce, că o să te... ce? Sau că sunt rece așa? Nu pot să-mi dau seama care este sentimentul exact. Ai pus mâna vreodată pe un șarpe? Nu, și nici nu vreau. Hai să-ți arăt o fotografie care să-ți demonstreze că eu am... O, lume, e rău! Ia, uite-te pe ecran. Era un nemernic de băiat, de vreo 18 kg. Tu ai pus mâna pe acest șarpe? Acel șarpe? Da, am pus mâna pe el. Și... Sunt că ești curajoasă. Da, mă, cotroc, că la emisiune în direct. A,
așa și aceste prietene ale mele mi-au mers pe față. Stai să le vezi. Rău, nu! Mi-au mers pe față, doar că am făcut alergie la ele și a trebuit să mă opresc la spitalul de urgență, unde am făcut un frumos hemisucinat. Pentru că le-am lăsat să meargă direct pe piele. Da. Ceea ce nu e bine. Pentru că tarantula pe mână lasă un fel de... De ceva toxic. Știi? Adică n-are papucei. Umblă căluța așa, pe mânuță, s-a făcut mânuța butuc, s-a apoprit la spitalul de urgență cu semisucinatul. Mânuța foarte frumos a fost, mi-a plăcut. Aș mai fi vrut. Și la una dintre emisiuni, dacă nu cumva chiar la asta, a venit dresoarea cu un șerpișor mic, așa, cu alb și negru, pe care mi l-am pus în jurul gâtului ca să o sperie pe Andreea, care a țipat, a urlat, a râmit, doar că în momentul în care au început oamenii să aplaude, s-a strâns șarpele. Și m-am dus lângă stăpâna, lângă măsa, ca să zic așa, și zic, cum procedez? Și a zis, roagă-te la Dumnezeu, că oricum îți dă drumul în 5 secunde. Doamna psiholog, este firesc, și acum te fac și nebună pe față, este firesc să-i fie acestei fete frică de șerpi? Depinde cum interpretează cum situația. Cum interpretează? Realitatea e una pentru toată lumea, dar depinde cum interpretează ea situația. O interpretează, bineînțeles, subiectiv și în funcție de experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Și dacă au fost niște experiențe neplăcute... Nu cred că am avut experiențe neplăcute. E cătă. Nu știu, nu-i privesc... Domnul de la CIR, care era cu șerpi, mereu spunea că sunt inofensiv, n-au ce să facă, dar întotdeauna a existat repulsia asta între mine și nu puteam să, nici măcar să-i privesc. Nu înțeleg de ce. Inofensiv nu e, mă, te-a mințit. Șarpele nu e. Depinde de semnificația pe care o acorzi acestor... Șerpii respectiv puteau fi inofensivi, pentru că probabil erau, nu știu... Dresați în așa fel. Dar în copilărie ai privit materiale, de exemplu, legate de aceste animale care să-ți... Probabil atunci când eram mică și eram la bunicii mei, vedeam tot felul de animăluțe reptile. De acest gen și văzându-le mereu așa s-a format o chestie de asta. S-a format în timp, probabil, deci este un comportament învățat, dar care are și dezvăț. Poate avea și dezvăț. Da, am o propunere. Dana Săvuică mi-a adus mie, de ziua mea, o geantă din piele de pitong. Eu nu port poșetă, dar nu vrei să-ți dau pitongul meu? Nu, o săptămână? Mulțumesc, nu. Și un pic bine, așa... la genți, la haine, la pantofi și așa mai departe, n-am nicio problemă. Nu. De ce? Înțeleg, cu șarpele viu. Șarpele viu e o problemă. Da. Cum interpretezi situația? De ce au plecat fetele? Cosmin, ce faci? Îmi destabilizezi emisiunea. De ce ai trimis fetele pe scenă? Nu, cum nu le-ai trimis tu? Și atunci de ce au fugit? Ai vrut să le pui mâna pe oarece? Le-ai spus ceva la ureche. Vă dați seama că ceva se coace. Și anume ce? Lavinia este prima care va cânta în seara asta. O piesă pe care o știți cu toți și anume mi-e frică să dorm singurică. Este o păpușă. Este o piesă care i-a adus consacrarea, nu ne-a adus multe, multe motive de bucurie, mai ales că mi-e frică să dorm singurică, spuneam tot timpul la fiecare 5 secunde, dacă mai țineți minte. A fost o perioadă, de exemplu, spuneai, băi, n-am mărunt și mi-e frică să nu... Dorm. A, ți-e frică să dorm singurică. Nu, nu o să mai putea la Lavinia.
Ce vremuri, stimați telespectatori, ce timpuri! Aș vrea să vă citesc fișa de documentare a Andei Adam. Știți că eu intru în această emisiune foarte documentată în legătură cu invitații care pășesc pragul emisiunii noastre. În acest moment ar trebui ca cineva să-mi atragă atenția că vorbesc ca Andreea Marin. Potolește-te, fată! Hai să ne liniștim puțin! Sunt Andreea Marin. Fișa Andei Adam. De Mihaela. De Mihaela noastră. Rotariu. La norocul meu de treci cotri de aramă, Anda Adam nu a vrut să vorbească cu mine azi la telefon. Devenise deja o fobie pentru mine întrebarea Andrei. Ți-a răspuns Anda că e ora 17 și n-a terminat desfășurătorul. Am trimis SMS în zadar. 5 minute, atât. Vreau să aflu ce fobie are, pentru că am citit în ziar că e frică de păianjen, în gândaci libelule greie, dar vom afla în direct. A răspuns la 17:50 și mi-a confirmat ce am citit prin ziare, dar în cele din urmă de câteva discuții am aflat că are o teamă de, atenție, fâlfâitul de aripi. Are o fâlfofobie. Deci dacă ea zice vreodată mi se pelează, da? Ea este motivată. Deci nu pot să spun niciodată. Sau, de exemplu, nu puteam să mă uit la reclama aia cu zboară, puiule, zboară. Păi ăla nici nu fulfuia. Ăla se ducea palanță la pământ. Da, nu știu, am o senzație ciudată, nu mi explic. De cine ți-a fulfui lângă tine? Și mai am o fobie, mi-am adus aminte, l-am uitat să-i spun. Nu-mi plac peștii vii. Și cât nici morți, cred. Cât de scumpă ești? Știu că am fost într-o emisiune la o altă... A, da, ce rău. Da, cum să-l inviu de acolo, să-l îngrozitor. Știu că am fost odată la o emisiune concurs, pe un alt post de televiziune. La Dan Negru te pomenești. Da. Unde era minunata probă de a prinde peștii dintr-un butoi și a alerga cu ei printre niște... roți, nu știu, cauciuc, nu știu ce pusese el acolo, să-i arunci într-un alt butoi în partea cealaltă care era plin cu apă. Jur că nu am putut să fac proba aia, oricât aș fi vrut. Pot să spun întrebarea deci momentul personală? În care puneam mâna pe peștele respectiv și începea să se miște, simțeam că mi se face inima cât un purice. Peștele nu i-am scăpat pe jos, săracii de ei, deci atunci am simțit că mor. Vă seama, l-am mai și scăpat săracul, l-am mai și lovit, deci am zis că mor. Însă că nu e adevărat, dar n-aș putea în viața mea să pescuiesc. Da, te ascult. De ce dracu se duc oamenii la emisiuni de-astea, unde trebuie să bași capul în găleata cu cutare, mâna în butoiul cu viermi? Ați văzut că da. E celebră faza cu viermi. Măi, Barbule, pe tine dacă te-ar chema Negru și ți-ar spune, Barbule, de fapt, tu ești prieten cu Negru. Bași mâna și îl pescuiești pe-l cu capul mai gras. Înțelegi? Cum să faci chestia asta? Să-i zici cu cici voi... Peștele ca peștele, dar deja viermele e... Cum o să... Este sezonul cireșelor. Deci să nu desfaceți cireașa. Nu desfaceți cireașa. Niciodată. Cireașa se mănâncă practic ca de la Dumnezeu. Ce-o fi, o fie, ca la loterie. Pentru că, mai ales în perioada asta, când desfaci cireașa, sigur te întâmpină un zâmbet cald. Lindsay Lohan! Sper că știți despre ce e vorba, dă-o încolo de treabă. Așa, deci ți-e frică de pești vii? Asta aș putea să înțeleg. Nu neapărat că mi-e frică, că nu mi-este frică, dar am o senzație ciudată de scârbă combinată cu asta e important. Teamă să nu-i rănesc, am senzația pe că care sunt... le ai în momentul în care intri în contact cu prin atingere am de o care senzație ți este frică ciudată, da. Și gândurile pe care le asociezi cu situația în care te afli. Depinde ce gânduri ai în momentul în care în niciun caz să omor peștele, asta știu sigur. Tocmai de aceea cred că mi-e frică să nu-i rănesc, nu știu, îi simt prea fragili, prea moi, așa am senzația în momentul în care apucă-mi intră degetele prin ei, știi, nu știu, am o senzație foarte ciudată, dar nu-mi plac. Sunt foarte gustos și, într-adevăr, îmi place să mănânc pește, dar nu... Dar când e deja place mort. Să-i ating, da, de niciun fel. De pauză, mi-am adus aminte că am și una. Cea mai rea, ever. Nu suport șobolani. Există cineva pe lume care să nu se sperie de șobolani? Există cineva dintre noi căruia îi plac șobolanii? Jerry, ție-ți plac?
sunt preferații mei. Te rog să dezvălui. Dar Cosmin are pentru... unul mic și alb. Îl mai ai sau ăla nu-i șobolan, ăla-i hamster. Nu vorbim de hamster. Știți bancul? Trebuie să vă spun înainte de pauză, vă spun un banc mic de tot. Cu unul care deschide, tac, 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 la ușă, deschide ușa și vede moartea. Mică așa, cu o secure mică așa. Taci, bătă-n gură, că n-am venit după tine, am venit după hamster. Pauză publicitară, ne întoarcem imediat. Spectatori, vorbim în continuare despre fobii, despre lucruri care ne nebunesc de nervi. Ajunseseră la pești vii, la Anda Adam, la șobolan la mine. Ăsta micul din spate, dansatorul nebun, vărsul de la Slobozia lui Cosmin, zice că îi plac foarte mult șobolanii. Și atunci mă gândesc să-mi dai și mie două argumente rezonabile pentru care îți plac șobolanii, ca să nu te bat. Ia microfonul, Jerry, și zi. Păi sunt frații mei mai mici. Uite, dacă se întoarce un pic din profil, o să-ți dai seama de ce e ageri, întoarce. Ia uite, vezi? Am înțeles. Nu mai bine treci tu la rechin? Asta micul, dacă înnoată pe spate, fug copilași. Rechin se numește, rechin dacă înnoată pe spate. N-aveți și voi o întrebare, pentru că mie mi se pare uluitor ca tu, Ovidiu, om de radio, să nu o întrebi pe Anda cum se face că e frică de fâlfuit. Ai, am pus... Toate întrebările pe care le-am pregătit Andrei, am să-i le pun când vine în emisiune. Încă te mai aștept, să știi. Vin, când, spune-mi. Pune-le și la mine în emisiune, să ne vază toți. Despre ce fel de fâlfâl ți-e frică? Despre ce, ce fel de fâlfâl te înspăimântă? Fâlfâlul produs în general de diferite specii de păsări. Găini sau vrăbi? Nu astea care sunt cu picioarele pe pământ, să spun așa. Iubito, te-a fugărit vreodată vreun gânsac? Nu, n-am avut ocazia. Ai dar... mean it's like you know. Dacă odată fugărit, vai. Te fugărește gânsacul, să ajută și cu aripile. Știți ce rapid e? Și muscă și țâsâie. Mi s-a întâmplat să rămână unul fipt în piciorul meu și l-am târât câțiva metri după mine. Iată, teama de gânsac. A curcat un combine cu gușea lui roșie. Și face gul-gul-gul-gul-gul după tine. Face așa. Ia. Ai văzut că faci mai bine? Și să umflă gușa? Ăsta a fost un sunet din studio, din spate. Este artă. Este de la Dumnezeu. Eu fac acurcanul. Apropo de sunetul ăsta, să știi că o să ai un concurent. Peste puțin timp, peste vreo două săptămâni, vine fratele meu din Australia și o să te vizitez și o să vezi ce frumos face el precum curcanul. Crede-mă. Trebuie să ai concurență. Să fac precum curca, pentru că fratele tău e un băiat așa de frumos. Și totuși, înțeleg ce vreau să spun. Sigur, mai timp să exersezi. Cum face curca? Cum face curca? Știe cineva din cum face curca? Gâl, gâl. Pot să fac ca porumbița, dar nu mă ajută la nimic. Și porumbelul cum îi răspunde? Cum îi răspunde? Păi nu știu. Înțelegi? Nu puteai să mă întrebi pe pauză. Mă pui în situație jenante, în direct. Și porumbelul cum îi răspunde? Porumbelul direct o întreabă ce mai face. Nu? Poate să simte un porumbel din zonă. Andreea te întreabă pe tine, ce vrei să întreb? Stecă, ce zici tu despre faptul că Andreea, da, mă, e frică de fâlfuite? Deci Andreea astăzi este hiperactivă. Depinde de conotația pe care o atribuie fâlfuitului. Situației poate să fie negativă sau pozitivă, iar ea dacă interpretează lucrurile la modul negativ, atunci un simplu fâlfuit poate deveni un motiv de teamă pentru ea, de frică. De frică de lilieci? Da, rău. Deci, poate și asta. Asta e. Ascultă-mă pe mine, care sunt psiholog degeaba. Dar știi ce e nasol pentru un liliac? Ce? E nasol pentru el să fie stricat la stomac în ziua aia. Da, e adevărat. Știi bancul ăla cu liliecii care stăteau spânzurați de o cracă și nu se ridică? Nu. Și un liliac mic îi spune maică-sii, uite mamă, uite la ăsta, leșinat! Astăzi sunt cum spune seca de similituri, ceva e neregulă cu mine. Astăzi este ziua de bancuri. Da, și de frici. Deci te-e frică de fâlfuitoare, pilul mi se pare corect. Ți-e frică când e departe sau când e aproape de tine? Aproape, aproape. Și mie la fel. Am tendința de a mă oferi, în primul rând.
Și dacă nu zboară și sunt cu minței, n-am nicio problemă. Îi ating, mă joc cu... Stai puțin, nu zboară și nu sunt cu minței și îi ating pe cine? Porumbei, de exemplu. Dacă stau și mănâncă din palma ta și nu zboară și nu se agită foarte tare, sunt prietena lor. Nu ți-e frică de ciupitura porumbelului? Ce anume? Ciupitura, când vine să mănânce din palma ta. Nu, nu mi-e frică. Nu. Am înțeles. Care sunt sorgințile, era să zic, originile acestor spaime pe care le dezvoltăm când ne facem mari? Frica este la baza tuturor comportamentelor. E născută, iar apoi pe parcurs se învață odată cu experiența prin care trece fiecare individ, fiecare subiect. E adevărat că în cele mai multe situații frica este învățată, dobândită, în urma unor experiențe negative cu care subiectul ia contact. Dar nu există un anumit vreun subiect moment care să n-aibă frică, pentru că așa te gândești, fiecare se gândește la copilul lui. Ce bine ar fi să poți să-l ferezi de frică pentru toată viața, dar nu cred că e posibil asta. E adevărat, dar depinde cum interpretăm realitatea, trebuie să, să fie o frică care să aibă la bază mecanisme raționale, nu iraționale. De obicei, fobia este o frică intensă, exagerată și irațională. Iar ca să ne adaptăm la anumite situații, trebuie să învățăm să punem în funcțiune mecanisme raționale care să determine o reacție funcțională. Iubita mea, haide să numai un pic ca să vedeți cât de nebună e lumea. Există arachibutirofobia, care este teama de untul de arahide lipit de cerul gurii. Există aulofobia, care este teama de fluierături. România... Aurofobia, care este teama de aur. Doamne, dă și mie nițică! Balistofobia este teama de rachete. Basifobia este teama de plimbare. Hai să ne plimbăm! Există teama de ace de cusut. Există teama de cărți. Bibliofobia avem, slavă Domnului, România, jumate suntem... Există teama de carne, care se numește carnofobia. Deci că dacă ai văzut friptura în cutare, intri în terapie de 3 luni. Există catisofobia, care este teama de a sta jos. Păi și atunci? În fund. Luați loc! Să trăim în anul 2008 și există oameni care suferă de celtofobie. Este teama de celți. Sentimentul de ură față de celți. Există teama de pisici. Există ideofobia, teama de idei. De asta e bine să nu le ai. Există teama de școală și există fobofobia, care este teama de teamă. Frica de fobie, da. Da, suntem complet duși, dar da, Adam e pe scenă cu cei 2 plus 2, 4 dansatori, care mai de care mai sănătoși la cap. Yeah.
dintre motivele pentru care iubim cu toții pe Anda Adam este faptul că de fiecare dată când vine la emisiune este senzațional. Ea și demenții care o înconjoară sunt absolut formidabili împreună. Necazul a fost, dacă vă mai aduceți dumneavoastră aminte, când au avut ei accidentul de mașină și când ea a venit la emisiune și ne-a povestit cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat atunci. Slavă Domnului, vremurile alea au trecut, ne mai aducem aminte de ele ca de un vis urât și ne uităm cum lucrurile se pot repara ca și cum n-ar fi fost. Sigur, mai e o splină lipsă, o atenție. Mă, dar dacă tu n-ai splină, poți să te mai, adică, să te mai zdrumici ca înainte? Mai poți, nu? Da. La... Nu mai simt oboseala și nu am nicio problemă. Da, să zic continuu. Păi hai să ne scoatem două splinii. Ce baftă pe tine! Super! Da. Păi așa, practic. Să revenim însă la oile noastre, respectiv la fricile noastre, la fobiile noastre, să vorbim cu psihologul. Ana Maria Miuțu ne povestește că fobiile astea sunt de fapt niște frici, niște temeri exagerate. Exagerate care au o bază irațională. Nu au un temei logic. De obicei, subiectul, în momentul în care se confruntă cu o situație în care este foarte frică, nu mai are timp să gândească, să proceseze informația în mod rațional, ci dimpotrivă, emoțiile îl copleșesc, și reacțiile emoționale sunt foarte intense, reacțiile emoționale negative, și atunci se produce un blocaj la nivel mental sau interpretează negativ totul. Interpretarea situației este negativă. Acum întrebarea mea e ce e de făcut. În cazul în care, de pildă, eu sunt disperată în momentul în care am văzut șobolanul, viața mea s-a terminat. Unde mă duc? Mă duc să-mi iau ceai de tei? Vin la psiholog? Puteți să veniți la psiholog, bineînțeles. Fobiile sunt tratabile. Marea majoritate a lor pot fi tratate cu succes. Puteți veni la cabinet la mine. La puls este... Dacă doamna psiholog are o fobie. Nu am nicio fobie, din fericire pentru mine. V-ați tratat de toate fobiile. Da, odată cu experiența acumulată reușești să treci peste toate fricile pe care le ai. Bineînțeles că o frică până la un anumit nivel este normală, dar în momentul în care frica devine atât de intensă încât te paralizează sau te determină să eviți o situație care poate pentru altcineva este obișnuită, atunci devine o problemă. În momentul în care se formează un comportament de evitare, un comportament negativ care se întărește în timp și devine o problemă pentru subiect. De pildă, există oameni care nu pot ieși în stradă deloc. Se izolează în casă tocmai și trăiesc cu adevărată dramă din cauza aceasta, pentru că au impresia că în momentul în care ies, iau contact cu mediul înconjurător, pot fi supuși unui pericol iminent și atunci ei fac în așa fel încât să se retragă într-un mediu securizant, în care nu li se poate întâmpla nimic pentru ei. Se poate trata și asta? Bineînțeles că se poate trata, există... Cu Sigourney Weaver, nu era da, ala. Și eu tot la ăla mă gândeam. Cu ea, dar ea pățise ceva înainte. Păi da, dar nu mai putea să iasă și era unul care făcea niște crime la Indigo. Da, da. Crime la Indigo. Și la un moment dat l-a prins, spune un nemernic, într-un niște closete foarte rău. Dar l-a prins. Dar pe suta de metri, așa, că era... Am văzut dacă era ea sau el. Da. Fobiile pot fi tratate dacă nu sunt asociate și cu alte tulburări psihice mai grave de către psihologi prin psihoterapie. Foarte indicată e psihoterapia cognitiv-comportamentală, care dă rezultate foarte bune pe termen scurt. Și cum se face terapia cognitiv? Este terapia cognitiv-comportamentală, se centrează pe problemă și încearcă să o rezolve. Nici pe trecut, nici pe viitor, ci doar pe prezent. Să zicem că vin la tine și te rog să mă scap de frica mea extraordinară de șobolan. Deși nu mă deranjează că rar mai văd câte șobolan. Înainte de toate, o să se facă o evaluare psihologică. În urma căreia o să detectăm care e nivelul tău, de gradul tău de anxietate. Aoleu, păi spun eu pe al meu că te interesează. Sau alte probleme psihopatologice. Apoi vom face un plan terapeutic. Da? Vom stabili obiectivele, care ierarhizarea problemelor, care sunt cele mai importante probleme. Iar încet, încet o să începem cu o restructurare atât în plan cognitiv, cât și în plan comportamental. Te rog, Andreea, să ții microfonul un pic mai spre tine ca să se audă mai bine. Ce ești curioasă? Microfonul. Microfon, bre, că nu te aud. Îi spune tu mai bine. Sunt curioasă dacă hipnoterapie. Face...
Vă referiți la hipnoterapie? Medalionul. Doamna face dalea și cu lânțișurul așa, care face așa. Și hipnoterapia este o metodă de a trada. Da, sigur, sunt anumite persoane, anumiți psihologi care pot fi chiar periculoși. Da, au dreptul de a practica. Păi da. Au dreptul de a practica hipnoza. Nu toți psihologii au dreptul de a practica hipnoterapia, dar pot fi încercate și alte metode, cum ar fi tehnici de relaxare asociate cu imagerie dirijată și care pot fi foarte folositoare. Un fel de desensibilizare în plan sistematic, în plan imaginar. Întâi, apoi, dacă subiectul se simte pregătit, poate încerca și în plan real. Problema mea e, dacă eu vin la tine, eu am 40 de ani și vin la tine care ai 30, și toată viața mea s-a întâmplat între 30 și 40 de ani. Cum fac eu să mă cucerești? Că eu vreau, dar cum fac? În primul rând, trebuie să existe cooperare între terapeut și client și trebuie să existe și o relație afectiv-simpatetică, adică să existe puncte comune. Dar terapeutul se poate plia după nevoile și interesele clientului. Am priceput. Deci ideea e să nici nu fii foarte nebun, adică dacă ești extraordinar de nebun, te duci la psihiatru. Cu nașul la psihiatru. Cu nașul la psihiatru. Numai în tulburările psihice foarte grave se aplică și tratament psihofarmacologic și se poate apela și la psihiatru. Putem colabora foarte bine cu psihiatru, dar fobiile pot fi tratate în exclusivitate de psihologi. Uite, de exemplu, dacă ai teamă de carne. Fobiile simple. Dar cum e să ai teamă, mulțumesc, de uleiul de arahide care ți se lipește de cerul gurii? Orice obiect sau situație poate deveni un stimul fobogen pentru subiectul în cauză. Uite, unei doamne foarte drăguță zice că există foarte frică de moarte. Tanatofobie se numește. Da, și? Și poate fi asociată cu tulburările de panică în general. În momentul în care ți-e frică că ți se va întâmpla ceva foarte rău, ai senzația de moarte iminentă, atunci se dezvoltă și această fobie pentru frica de moarte, devine foarte puternică, încât rămâi izolat în casă și așa mai departe, undeva unde te simți în siguranță. Eu sufăr de fobie socială și nu-i deloc ușor, ne scrie o doamnă iarăși. Fobia socială e puțin mai complicată. Este teama de a fi pus într-o situație penibilă, de a fi victima unei situații penibile într-o conjunctură socială. Am înțeles. Teama de a nu te face de râs, de a nu te judeca ceilalți. Seamnă că am fobie de asta? Adică, nu ți-e jenă unul că te faci de râs? Poate fi asociată și cu timiditatea. O persoană timidă poate dezvolta și o fobie socială. E adevărat. Bună seara, Teo, zice, mie mi-era frică, dar nu cumva Ovidiu, Who's Your Daddy, să nu fie diferit față de ce mi-imaginam, pentru că l-au tot timpul la radio, dar e super ok. Dar cum îți imaginai că sunt? Da, chiar vreau să știu. Acum și tu. Așa... Sună-mă mâine în emisiune, dar să te trezești cu mine la 7. Mie mi-e frică de draci și albine. Atât de draci, cât și de albine, sau în mod preponderent de albine? O fi văzut unul? Sau o albină. Chiar am avut un caz la cabinet, o persoană care era frică de spirite, de demoni, da, asta se numește demonofobie. Înțeleg. Să vezi spiritul, parcă nu ție ușor așa. Știi? Și implicit era frică să mai rămână și în casă. Păi și atunci unde se ducea ca să scape de spirit? Încerca să ceară ajutorul celor din jurul ei, în principal familiei. Nu putea să stea singură decât cu ajutorul cuiva. Incredibil. Sigur, noi aici am făcut-o ca subiect de glumă cu tare. Dar nu e chiar așa. Adică cineva care a fost într-adevăr lovit de o asemenea fobie... Trăiește o adevărată dramă. Trăiește o tragedie fără margini, vă dați seama. Stimați spectatori, să trecem la Ovidiu, Who's Your Daddy, și Aida imediat după o scurtă pauză publicitară, ca să facă și un joc de glezne, să se încălzească înainte de marele meci. Stimați spectatori, am trăit să o auz și pe asta. Din ce-i făcută viața? Din ce-i făcută viața? Fac o paranteză, observați. Viața e făcută ca să te duci la cumpărături.
Să intri într-un larg hipermarket, să ții coșul, trage aer în piept, acasă, printre rafturile de conserve, sosuri noi de import. Însă nu, pește. Tailandez. Feliat pus. Pește feliat pus. Afumat. Pești vii într-un tank. Asta chiar e o bucurie a vieții, să știi. Cum îl cheamă pe ăsta, Georgel? Cultura consumismului, din punct de vedere psihologic, oarecum dăunătoare. E bine că trăiești tu ca un ascet. Tu când deschizi frigiderul, nu ți se pare că e sexy și gol? Am descoperit o nouă foarte drăguță. Raza soarelui. Raza soarelui acum! Foarte bună! Da, și te scapă, te de... scapă de... Doamne ajută! Da. Alte alea. Raza soarelui și tu acum! Așa. Să vedem de ce e frica Aidei și să vedeți de la ce am pornit. Acum am închis paranteza și o să înțelegeți imediat de ce am făcut-o. Aida, draga mea. Aida, da, draga mea. Aida, de. De ce ți-e frică? De... Nu pot să zic că este o frică, este o mică oroare, așa cum. Mică oroare, da. O mică, n-a devenit repulsie. Fobie. Da, mică repulsie, da. De cumpărături, întotdeauna am preferat să, mai ales acum, în era internetului, intru pe site, toate magazinele au câte un site, îmi aleg produsul, îmi place asta, vine acasă. Explică-mi și mie cum se face, pentru că eu o să practic și medicina alopată. Dar povestea asta cum e? Deci intri pe site. În așa. Primul rând, cum găsești site-ul? Dai, la ciorăpei.ro. Așa, bun. Exact. Și găsești ciorăpelul. Ce faci mai departe? Aleg modelul. Bun. Mărimea e clară. Ăla e. De unde e clară mărimea? Nu e clară niciodată. Așa, trebuie să fie. Bă, e clară, că dacă nu se potrivește, îl schimbă, vine cu altul. Tot la poartă. Comand de două ori. Bun. Și cremele mi le comand pe internet. Serios. Deci nu-mi place să merg, să stau în picioare, să mă înghesui cu lume, să mă întrebe vânzătoarea, vă ajut cu ceva? Nu, mulțumesc. Sigur nu, sigur nu vă ajut cu ceva? Nu, nu, mă descurc, doar mă uit. Și atunci am zis că mai bine le-au de pe... Asta e plăcerea vieții. Da. Și o chinui și pe aia. Da, da, mi-ar plăcea o cremă ca asta, dar mai light puțin. Iar desface alt borcan, iar scoate. Sigur. Se chinuie foarte rău. Așa, deci știi ziceai, găsesc ciorăpiorii care îmi place și apoi cum îi cumpăr? Păi, card, dai niște date și ți le trimit. Nu e bine. Fraudă pe internet. În laptop. Sunt... Nu, dar direct... nu are nicio găurică, m-am uitat pe toate părțile. Există acel card de credit de cumpărături. Acolo unde cântăm muzica, dar nu merge. O să apară și cardul și laptopuri cu bancomat în curând. Deci cardul de credit pentru cumpărături este mană cerească pentru... Și de unde se obține? Te duci la bancă și... Și parfumurile cum ți le cumperi? Tot așa, de exemplu, mi-am luat un parfum... De pe un site internațional. Dar de unde știi cum miroase? Aici e o bună întrebare. Mă duc mai tâi și văd cum miroase. Înțelegi? Da. Și salam feliat cum îți cumperi? Nu-mi cumperi salam feliat. Dar chiar mâncare ce faceți? Viața! Ridichea! De porc pe internet? Dintre sute de ridiche! Da! Populează rafturile? Câte oare le va... La piață îmi place să merg. Ador să merg la piață. Îmi place să... Serios. Deci acolo e altceva, vezi o roșie, vezi, e altă acum, senzație. Dar la cumpărături, decât... imaginează-ți înghesu... fetele. Fetele la cumpărături au din start o mână blocată, cu geanta. Sau telefon. Le rămâne, le rămâne doar una. Dar de ce stau cu geanta așa? Am senzația tot timpul ce că pot să spună ceva urât. Ce poți să cu o singură mână? Scapi deci alea din raft. Foarte multe au lucruri nouă faci cu o mână. Treabă. N-am văzut-o anul trecut. Anul trecut umblau cu gențile așa? Ba da, umblau! Umblau de pe vremea când eram eu la ProTV. Chiar am văzut eu cu ochii mei. Păi se inventa, era la modă poșeta aia, să ții așa. Nu mai avea... Erau poșetele alea aurite, blende de televiziune. Da, da, da. Am fost odată la un eveniment și strălucea blenda... De ziceai că te filmează toți. De ziceai, exact, ziceai că e... Evenimentul însă nu era unul fericit, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și blenda pe fața a fost foarte rău. Așa, deci, mâna cu geanta. O mână e blocată, cu cealaltă ce se face? Zine raftul în cap. Mâna cealaltă gândești? Că de-aia ți-a dat Dumnezeu două mâini. Înțelegi ce vreau da, să zic. Da. Tu ai rețineri în legătură cu ceva? Dita mai bărbatul? Nu suport talk show-urile politice și, în general, ce ține de politică, pentru că îl urăști pe Turcescu. Nu am treabă cu nimeni, nu... Îl urăști pe Andrei Gheorghe. Nu am treabă cu nimeni, în mod special.
în general, promisiunile de șarte. Trebuie. Mi-e teamă de promisiuni de șarte, de lucruri neîndeplinite, de... Păi, asta există dacă în lumea. După alegeri, te-ai găsit și tu. Andreea, voi să povestesc cum făceam eu atunci când am fost la mare cu televiziunea? Când eram mică, am fost la mare cu televiziunea. Și făcea Andrei Gheorghe emisiune, 13-14 cu Andrei. Și o făcea și la televizor, ca să fie tacâmul complet. Și întotdeauna eu coboram la micul dejun la ora 14. Pentru că noaptea jucam multe jocuri de societate și beam ceai de te. Și... Dar de ce? Ca să mă încarc. Voi da la Andrei Gheorghe o oră în fiecare zi. Și când ieșeam de acolo, care mi-a ieșit în față primul și-o lua nemotivat. Înțelegeți? Deci mie, practic, mi se încleștau dinții de la Andrei Gheorghe. Acum, ce mai face Andrei Gheorghe? Mai face ceva? Nu. Deocamdată nu. Da, a participat la Premiul Femeia Europei, dar nu l-am văzut eu. Când nu l-am văzut eu, practic nu a jurizat. Într-un juriu, deocamdată. Deci eu cred că am o problemă cu Andrei Gheorghe. Sau mi se pare? Eu cred că ți se pare. Cât a fost pe post, n-am avut curaj astăzi. Păi, deci asta e o fobie? Nu, curaj, nu s-a... Fobia trebuie să ți se îndemâne, mă, să zici ceva. Că dacă nu ți-a servit nimeni, ce, odorunca, trunca... A făcut de fasole. Deci, clar, gheorgheofobie. Da. Hai dreptate. Aia ce înseamnă? De asta mă gândeam. Cât a fost pe post și putea să-mi o tragă și el ca să mă exprimă jurnalistic. Foarte rău. Stai, o să-l sune cineva și să zică te-a înjurat eu la televizor. Și ce, o să-l mai jur o dată? Și el o să aibă după aia aceeași fobie pe care o am eu. O să-i se fâlfâie. Da, lui sigur. Sigur. Îți dai seama, cred că îi face și plăcere. Îți dai seama, Gheorghe la telefon. Băi, te înjură doamna Teo. Cum? Doamna Teo, pe mine nu mă suportă, vai! Dați-mi voie să-mi rup tricoul de pe mine. Nu e. Așa, trecând, deci tu spuneai că ai oroare de talk show-uri politice. De promisiuni, de promisiuni, de șarte, de șarte. Da, lucruri neîndeplinite, minciună în lanț. De ce nu putem să o numim și așa? Este clar, nu are nicio rezolvare, nicio vindecare, nu poate să-l ajute nici psihologul, ba nici are vindecare. Psihoterapeutul. Chiar, ce poți să faci? Reculează în muzică. Să plec din România sau? Nu, important este să te adaptezi la situație. Dar ce te-am zis că Andreea vorbea? Acorzi altă semnificație. Cui? Situației. Care-i situație? Show-urilor politice. Păi nu, că prefer să schimb canalul, să pun pe muzică. Ideea este că vreau să spun că niciodată nu o să se întâmple să nu mai mintă lumea, să nu, nu se mai țină se de promisiuni. Nu poate să se uite la desene animate la ora și aia, că s-au terminat. Se face în toate țările. Și n-are și LCD? Deci, degeaba fugi. Deci, Sebastian, m-a nebunit să te zici, te uite la desene animate, zici să presupui că te uiți la desene animate. Da, mă uit la desene animate, dacă sunt cu Tom și Jerry, da. Atât? Atât. Este singurul tău. Dacă cățelul Luptidu? Da, și el, și el. Scooby-Doo? Scooby-Doo nu e deja vetust. Fumat. Nu, cățelul Luptidu. Ce bine cu prietenii mei. Artur? Nu, e normal. Nici eu nu știu cine e cățelul Artur. Căpșunica? Nu știu. Mi-a rămas la Tom și Jerry, ciocănitoarea Woody, atâta. Ha? Nu, eu cu Woody, cu... Foarte rău. Bună ziua, am și eu o fobie, teama de șerpi. Ciudat e că am văzut o singură dată un șarpe, dar când văd la TV, îmi panichez și fac crize. Îmi este teamă de purici. Asta cum se numește? Puricofobie. Cred că intră la insecte. 99% dintre femei se tem de ace. Ați mai văzut femei care cos? Corect. Da. Eu sufăr de frică de ieșit afară. Acum, întrebarea mea e... Dacă doare, știți ce vreau să zic? Și mie la fel, adică am pățit odată, dacă e vorba de agorafobie, altă discuție. Și vorbiți cu doamna psiholog care vă așteaptă cu drag. Când vin cei de la Accent? La Puls. Cei de la Accent s-au despărțit, dacă nu v-a spus nimeni. Deci am o veste proastă. Marius de la Accent a plecat și cei... Când vin cei de la Accent, cum se poate vindeca teama de tine însăți? Păi cum să... Asta e nasoală rău. Da, este... Probabil este frică că își poate pierde controlul în anumite situații. A, corect, uite, nu m-am gândit la asta. Și asta înseamnă teamă se poate uita nici în oglindă de tine în sus, posibil, sau poate să fie dismorfofobie. Asta este... Mormocum? Dismorfofobie. Este
interpretare deformată a propriului corp și atunci poate să fie și asta. Îmi cumpăr oglinzi care mă subțiază. Nu, crede-mă, mie mi s-a dismorfism. Eu am senzația, și așa sunt grasă, am senzația că-s de 4 ori cât sunt în realitate. Și crede-mă, am o problemă. Depinde la ce se referă. Pe ușa aia, dacă intru, eu mă întroc într-o rână așa, să fiu sigură că nu mă lovesc. Bine, tu și când ai zis de locul de veci, ai zis că vrei să stai într-o rână, deci tu ai o problemă. Da, locul de veci pe mine trebuie să mă pună pe o parte, mămic. Pentru că îți dai seama, îmi trebuie două. Câți bani, plus că eu vreau la Belu. Nu chiar pe ale artiștilor, că sunt totuși o proastă. Nu mai e loc, nu e vorba, nu mai e loc. De-aia am zis, poate să mă pui cu genunchii la gură, în picioare. Stau pe vine, ca și cum aș ieși afară. Iartă-mă, dar dacă tu ai ști cât am râs eu de tine când am citit toate acolo. Tu crezi că nu o să mor niciodată? Ba da, dar eu am loc de vești la mama la țară, e 700 de lei. Nu tu, nu tu, eu! Tu crezi că eu nu o să mor niciodată? N-aș fi putut să-mi permis să te trec pe tine așa ceva. Doamne, ce poate să mi-a. Nu că te iau cu mine, deci... Cui e frică să zboare cu avionul? Mie. Ție? Da. De ce? Asta este o fobie, nu știu de ce. Cred că foarte mult mi s-a limitat frica de la niște documentare la care m-am uitat. Se numesc catastrofe. Dezastre, da! Dezastre în aer. Deci, da, nu știu, de nu știu ce? Cum întotdeauna înainte să... Adorm? Să adorm, butonez și... La fel, și vezi, a, mai puțin. Se cojește ca o ceapă în aer, deci și de oamenii la... care mor și înghețe... Și e foarte tare că sunt puse vara în sezon. Da, da, da. Toate episoadele. Am observat. Și când vezi că de la o mică eroare umană... Iubita bubuie, mea, da. Ai văzut prostul ăla de rus care și-a pus băiatul să conducă avionul, da, da. Și-au murit 450 de oameni, că băiatul lui și de 4 ani și cei doi copii, că avea ambii copii, da, cu el. Da, i-au găsit în cală. Da. Vai, dar ce interesantă și veselă emisiune realizăm! Divertisment de bună calitate pentru telespectatorii noștri și ne mirăm. Trage și tu o concluzie, să nu ne mai uităm noaptea. Stimați telespectatori, concluzia acestei emisiuni, o dată pentru totdeauna, patolitică! Vai de mine, vai de mine, mi-e teamă de mine însă. În concluzie ne simțim bine, I feel alright, o să cântăm acum cu Aida. Tu? Ia. Ei doi. Și tu? Eu dau din butoane, clape. Foarte bun. Hai de mine. Stimați telespectatori, mulțumim foarte mult, Aidei, mulțumim foarte mult lui Ovidiu Huzior-Deri. Concluzia este că fobiile se pot trata, mergem la psiholog frumos, nu vă mai speriați de nimica, pentru că până la urmă totul se poate rezolva. Dacă vă uitați la emisiunea noastră și mâine de la 7:30, mai găsim noi vreo nebunie de făcut sau de zis. Și să completez ceva, un motto pentru de? Toată lumea, să fie calmi și relaxați. Calmi asta. Și relaxați. Până mâine. Și raționali. Asta poți să spui șoferilor. Exact. Calmi și relaxați. O temă minunată. Care s-ar putea rezuma așa, atunci când visele devin realitate. Ce frumos! La revedere, stimați telespectatori, pe mâine la 7:30.